Bun, eu sunt Andrei. O să încerc să vă spun în 10 minute, terminat Ovidiu, mersi. Ai ok, wisdom-ul e un pic așa fancy. Vă invit să citiți articolul să vedeți de unde e wisdom-ul. Bun, ideea e cam așa. Ceea ce avem aici e o, ceea ce numim o rețea de senzor, senzor network. Auzeam înainte în prezentarea de la Bosch, se făcea vorbire despre un senzor. De fapt, în terminologia IoT este un senzor node și este ceea ce vedem aici. Avem niște senzori care chiar măsoară tot felul de parametri și sunt conectați la un microcontroller care poate transmite informațiile respective spre a fi văzute de utilizator. De obicei, lucrul ăsta se face prin intermediul unui gateway. Oricum ar fi gateway-ul ăsta, este conectat, o caracteristica lui principală este că este conectat la o sursă de alimentare, de energie. De ce? Pentru că are nevoie să primească notificări, update-uri, oricând acestea sunt disponibile. Nodurile funcționează de obicei pe baterii, câteodată chiar și conectate, dar energia, economia de energie este foarte, este foarte importantă. Bun, datele respective le vedem de pe, nu știu, calculatoare, dispozitive mobile, în special din cloud. De ce facem chestia asta? Pentru că vrem să vedem, să avem un fel de cache în care vedem ultima informație, nu știu, dacă avem un sistem de monitorizare a temperaturei din casă, nu e foarte important să vedem temperatura din momentul ăla, pentru că e la fel de valoros dacă vedem temperatura de acum 3 minute. Nu știu, gateway respectiv poate nu e activ, senzor node-ul poate nu e activ, de aceea cloud-ul trebuie să țină un cache, dar implicit ținând acel cache ne ține datele. Dacă ne gândim la proprietatea fizică, casa noastră, nu știu, afacerea, ferma. Noi am luat un exemplu cu o casă și o fermă. Efectiv, pe proprietatea noastră fizică se află doar aceste elemente. Cloud-ul și implicit datele sunt în altă parte. Vă spune ok, există securitate, siguranță, criptare. Totuși, la un moment dat s-ar putea să nu mai avem siguranță că datele respective ne aparțin în totalitate și avem acces exclusiv la ele. Ce am încercat noi să facem a fost să găsim o variantă să mutăm datele acasă și implicit să eliminăm cloud-ul sau să-l înlocuim. Când vorbim de tehnologia IoT, ne închipuim device-uri mici care consumă energie puțină și totul este limitat. Iar când vorbim de cloud și vorbim de soluții enterprise, vorbim de high availability, vorbim de scalabilitate, vorbim de costuri enorme, servere multe, cum ne zicea și colega de la Bosch, nici nu știu câte au acolo, ar fi practic imposibil să avem așa ceva în casă. Da? Deci să mutăm cloud-ul în casă ar fi foarte greu. Și atunci, nu știu care ar fi o soluție, noi am încercat să facem un sistem și am luat așa o aplicație de referință. Am considerat două cazuri, casa și o fermă. De ce? Pentru că într-o casă avem de măsurat în general, nu știu, de obicei 10 senzori ajung. Avem, nu știu, 2-3 temperaturi în camere, poate umiditate, poate, nu știu, temperatura din pivnița de vin sau ce știu altceva. Și la o fermă sau la o afacere mică avem, am considerat noi jur de 200 de senzori care ne produc date. Acum, ca și general, referitor la o aplicație, la un sistem IoT, avem trei canale. Canalul de input, unde primim date în sistemul nostru de la senzori, da? Avem canalul de reporting, unde userul vede acele date, vede rapoarte, vede chat-uri și avem tot restul sistemului. Configurări de senzori, configurări de rețele. Din experiență am observat că dintre canalele astea, input-ul ocupă cam 80% din resurse, bandwidth, timp de procesare, calcule. Reporting-ul depinde de complexitate, ocupă până la 20%, nu știu, depinde dacă avem niște chart-uri complexe sau tot felul de rapoarte. Și config-ul este extrem, extrem, extrem de redus. Pot să vă dau un exemplu la un sistem destul de mare la care lucrez acum. Tot ceea ce presupune config încape toată baza de date, tot ce înseamnă, nu știu, date care s-au dat în 14 ani, ne încapă în memorie fără probleme.
nu putem vorbi niciodată despre tot ce înseamnă datele de input în capă memorie. Bun. Ce am făcut noi? Am luat două Raspberry Pi. Este un dispozitiv care are un procesor de 1,2 GHz, 1 GB de RAM, destul de ieftin. Și am făcut o aplicație pe SWAT Java. Java consumă de obicei resurse multe, dar e open source, ne dă posibilitatea să facem, să o folosim în tehnologie enterprise. Am pus o aplicație Spring Boot, Spring, care handlește canalele respective, practic primim date și le salvăm, le persistăm și ca și persistență am avut nevoie, o variantă de high availability și de data asta ne-am jucat cu un replica set din trei noduri care rulau pe Intel Edison și rulau MongoDB. Sistemul ăsta, dacă ne gândim la prețuri, e destul de accesibil, undeva la câteva sute de dolari. Deci, practic, o echivalență în producție ar putea avea costuri reduse. Și întrebarea care s-a pus a fost dacă sistemul ăsta rezistă la să proceseze datele dintr-o fermă, cei 200 de senzori care trimiteau date, care trimită informații, la fiecare secundă. Inițial am făcut un alt test în care am avut doar un singur Raspberry Pi pe care aveam o bază de date MySQL și am făcut un test cu 5, 10 și 50 de senzori. 50, 20 și 50 de senzori. La 10 senzori s-a descurcat, la 20 de senzori deja utilizabilitatea era destul de slabă, la 50 de senzori efectiv load-ul a ajuns undeva la 30%. Asta este parametrul care l-am monitorizat, deci practic sistemul era inutilizabil. Încerca să salveze, reușea, dar urma să moară, la un moment dat. Am observat că din load 85% era făcut de MySQL și am mutat apoi pe două Raspberry Pi, pe unul la MySQL și pe unul la aplicația. Load-ul s-a distribuit, practic, dar tot nu puteam folosi pentru mai mult. Poate puteam urca la 20 de senzori dacă am acolo. Bun, în configurația respectivă, practic avem un mini cluster, da, avem high availability, am mai instalat aici un load balancer între ele, un AJ proxy cu un tool de oarecum îi spunea, nu mai știu, un tool care mi-asigura un floating IP între cele două și în momentul în care un load balancer murea, îl prelua celălalt. Distribuit load-ul, am avut următoarele rezultate. Am avut un sample de 1000 de date, deci fiecare node din cele 200 a trimis 1000 de date. Și aici vedeți load-ul pe cele două, Raspberry Pi. Ajunge undeva maxim sub la 2, ceea ce e foarte, foarte ok, sistemul funcționează foarte bine. Și aici avem load-ul pe cele trei instanțe de MongoDB. Cea albastră este cea main, replica set, una e main și două secundare. Cea albastră este cea care efectiv face date și celelalte două sunt numai sincronizate. Am dus un pic mai departe apoi. Proiectul la care lucrez a avut nevoie de un sistem de test multicluster și cum nu aveam la dispoziție foarte rapid mai multe instanțe, am folosit Raspberry Pi-urile. În plus, față de cele două Raspberry Pi care rulau aplicația, am adăugat două care rulau un sistem de messaging, o coadă. Și chiar la un moment dat pe Raspberry Pi am schimbat de pe Spring Boot, am pus Wi-Fi, care e JBoss și care consumă destul de multe resurse. Singurul dezavantaj era că pornea greu, durează mai mult decât pe un sistem normal, dar după ce pornește puteam testa. Acum, nu am făcut metrici, să vedem cât duce, dar pentru development și ce înseamnă testarea în environment-ul nostru de acolo, sistemul funcționează perfect. Bun. Cam asta am vrut să vă zic eu despre testele care le-am făcut. Înainte să deschid pentru întrebări și răspunsuri, vreau să vă fac o invitație și totodată să un challenge. Am vorbit aici de securitate în casă și în proprietate, dar gândiți-vă că noi, pe lângă
nu știu, casa noastră, mai avem cu noi tot timpul dispozitivele mobile. Pe de o parte sunt în la celălalt capăt al sistemului, de unde locul de unde vedem informații, dar pe de altă parte sunt și generatoare de date. Securitatea și modul în care putem păstra datele pe telefon, pe device, pe ceasurile noastre, este foarte importantă și am un challenge pentru voi, nu știu, poate reușim să păstrăm datele și de pe dispozitivele mobile pe proprietatea noastră. Da? Să nu le lăsăm într-un cloud, să reușim să le mutăm acasă. Pentru asta vreau să vă anunț că MobOS este o conferință unde vor fi câteva prezentări în sensul acesta. MobOS este o conferință de mobile, va fi în 16-17 februarie. S-a lansat un call for speakers care expiră în 20 ianuarie și pe site-ul robobos.com puteți vedea speakerii, au început să fie prezentați și este o în special vreau să vă atrag atenția asupra lui Dario Icalza, cred că e numele, cu un talk despre security în Android și exact ceea ce spuneam eu încearcă să facă pe un dispozitiv. Bun, mulțumesc și pentru întrebări.